antrenează un adversar dificil pentru Ripensia, ocupanta locului 3, Chindia Târgoviște. Răstoarnă Ripensia turnul Chindiei, ca să ne exprimăm plastic. Ne dorim foarte mult, conștienți că jocul va fi foarte dificil, în primul rând din cauza condițiilor meteo, în al doilea rând adversarul e foarte valoros. Sperăm să reușim să ne adaptăm mâine la teren, pentru că cu siguranță va fi moale și foarte greu, dar o să încercăm să obținem o victorie care pentru noi ar însemna foarte mult. Echipa adversă, ai apucat să o studiezi? Am studiat-o, dar ți-am zis, mâine pe un teren desfundat, nu știu ce va fi. Cred că nu va fi fotbal, va fi mai mult luptă și cine va reuși să se adapteze mai repede la condițiile de joc, cred că va avea câștig de cauză. Până acum Ripensia a primit gol în fiecare meci, ce-i drept a și înscris în fiecare meci. Da, sincer, mi-aș dori să nu primim, mi-aș dori 0-0 pentru că îmi place să nu primesc gol, dar e clar că suntem o echipă care are mult de muncit, comitem erori meci de meci, la Liga 2 erorile le plătești, sperăm să lucrăm mai mult, din păcate săptămâna asta n-am prea putut pentru că timpul nu ne-a permis, dar băieții pe analiza video au văzut ce au greșit, sperăm să nu mai repete aceleași greșeli. Contează și amănuntul că în linia de fund nu prea sunt jucători cu experiență, sunt cam tineri fundașii centrali, dacă stăm să-i analizăm. Da, pe... de obicei juniorii, echipele adverse îi bagă în bandă sau la mijloc, la un atac, noi îi băgăm în apărare. Așa e lotul nostru, așa e structurat, eu sunt mulțumit de ei, eu zic că își fac treaba foarte bine, putem să creștem, asta e lucrul cel mai important, că e clar că suntem o echipă care poate să crească și trebuie să creștem. Și începând de mâine sperăm să dăm dovadă că suntem echipă, pentru că mâine va trebui să fim echipă dacă vrem să câștigăm meciul ăsta și să obținem toate din ce în ce mai bune. În afară de accidentații pe care îi cunoaștem cu toți, adică Dalin Munteanu, da, Mihai Hecico și Andrei Țugui, mai au apărut ceva indisponibil? A apărut astăzi Marius Toma cu o problemă la spate, am rămas cu mâine, mă anunță să vedem dacă e apt sau nu pentru meciul de mâine. Stoi a avut o răceală ieri, nu s-a antrenat, astăzi văd că a venit la antrenament, deci mici probleme au mai fost. Andrei Țugui, când să-l așteptăm din nou în teren? Cred că la alergări de săptămâna viitoare, dar la joc cred că de-abia peste o lună, cam așa, și atunci cu probabil cu o mască specială. Îți mulțumim frumos, multă baftă mâine. Și eu, mulțumesc, vă așteptăm la meci.